Lungă interpretare. Cuvântul, există limbi unde cuvântul evreu ar suna cumva insultător la noi, dar în țara respectivă este un cuvânt oficial, de exemplu, care se folosește în literatură. Da. Deci depinde totul de țara arealul. Noi am fost acolo într-o deplasare, deci... din membrii comisiei, cei care lucrează, dați să vă puse pe teatea atunci, o făd domnul Mosan. Da. În Finlanda, la insulele Alat. Și acolo, pe insulele acestea, trăiesc mai mulți cei care... Suedești. Ei nu sunt mulți, cred, 30 ceva de mii de locuitori, dar au autonomie foarte puternică, protejată, și am de mai garantată. Și eu am spus că la noi există un partid, 30 de locuitori, care pledează pentru deci unire cu Suedia. Deci este componența Finlandia, unire cu Suedia. Și eu, în acest context, președintele Parlamentului, spun, eu voi spune un pas. Odată s-au întâlnit doi idei, unul care deja au plecat. Da. Și aceștia care au rămas, deci că nu cap tibet în jest. Dar și zis, какой я дурак, что я уехал? Значит, в Одессе я был уважаемым евреем. А там я как все. Спасибо.